atmosfera în Timișoara. Clanurile din Timișoara sunt cele mai avute din toată țara, iar majoritatea s-au îmbogățit din afaceri imobiliare ilegale. 300 de români ar putea deveni părinți pe banii statului. Ministerul Sănătății a decis să deconteze din nou procedura de fertilizare in vitro pentru cuplurile care nu pot face copii. Ajutorul este încă firav. Statul nu plătește tratamentul și analizele, ci doar o singură procedură. Chiar dacă la ultimul program doar 20% dintre femei au rămas însărcinate din prima încercare. Nu-mi răsuna un urechi decât cuvintele doctorului că nu voi putea avea copii pe cale naturală. O dramă cu care se întâlnesc tot mai mulți români. Un cuplu din 6 suferă de infertilitate. Elena a apelat la fertilizarea in vitro și a reușit abia la a doua încercare. În urmă cu 6 ani au venit pe lume Ana și Matei. Au fost credite în bănci, ajutor din partea părinților, până să ții visul în brațe. Și am brațele pline și le-am în continuare. Adică îmi dau seama că merită orice sacrificiu. În total a cheltuit aproximativ 8.000 de euro. Acum costurile unei proceduri de fertilizare in vitro se ridică la 1.500-2.000 de euro, la care se adaugă costul analizelor și tratamentul. Doar o parte din aceste costuri vor fi suportate de stat. Poate să reușească chiar de la prima procedură sau pot să fie nevoie de 2-3, poate mai multe proceduri. De exemplu, țara vecină, Bulgaria, au 3 fiburi decontate de casa de asigurări. În programul trecut, din 2011, doar 20% dintre femeile care au fost supuse procedurii au reușit să ducă sarcina la termen. Daniela s-a numărat printre cele care n-au avut noroc. A încercat și a doua oară, tot la stat, cu bani din buzunar, iar în 2014 a rămas însărcinată. E o realizare pentru noi, ne chinuim de foarte mult timp și în sfârșit am reușit. Numărăm zilele să treacă, să așteptăm clipa, să ne ținem copilul în braț pe care atâta ni l-am dorit. În urmă cu 6 luni, visul li s-a împlinit. A adus pe lume o fetiță, pe Ruxandra Maria. Ajutorul de la stat de 1.500 de euro ar putea ajuta alte câteva sute de familii să crească în 2015. Anul acesta, 10 clinici de stat și private vor participa la programul de fertilizare in vitro. Statul a alocat aproximativ 2 milioane de lei pentru acest program și estimează că aproape 300 de cupluri vor beneficia de procedură. Ministerul Sănătății are în vedere suplimentarea fondurilor, dar numai în funcție de adresabilitate și de sumele pe care Sănătatea le va primi la rectificare. România este printre primele țări din Europa și din lume în ce privește natalitatea scăzută. În 2013 s-au născut 185.000 de copii, cel mai mic număr de nașteri după 1989 încoace.